Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia. Prieteni, revenim cu un nou vlog. Pentru că, vreau să fac și un nou vlog și de fapt am mai primit niște comentarii, niște întrebări de la voi și vreau așa, măcar zilele astea, să stau să răspund la întrebările voastre. Câte o întrebare, două, trei, cât se poate. Pentru că și voi ne urmăriți de atât timp și de multe ori comentați și nu prea ați primit răspunsuri, deoarece sunt foarte multe comentarii și nu pot să răspund atât de repede la ele și la toate, bineînțeles. Și mai am și o întrebare, acum, de la Mim Miha 2123. Avem așa, patru întrebări. Care este diferența de vârstă dintre tine și ursul? Deci, prieteni, diferența de vârstă între mine și ursul este de 2 ani. Ursul este mai mare cu 2 ani ca mine. Eu am 27 și el are 29 de ani. Bun. 2. Povestește puțin despre copilăria voastră. Păi, prieteni, ce să vă povestesc despre copilăria noastră? Pot să zic că am avut o copilărie frumoasă, liniștită și chiar mi-e dor de acele momente de copilărie în care eram mici și nu aveam griji, nu știam de nimic. Știți, când eram mici, ne doream să ajungem să fim mari. Și acum, când am ajuns mari și cu greutăți și cu probleme, ne-am dorit să fim înapoi mici și să avem copilăria din nou, adică să ne trăim mai mult copilăria. Deci copilăria noastră, prieteni, a fost o copilărie frumoasă. Nu știu ce să vă zic așa din ce mi-amintesc. Era altfel viața ca acum, nu era și agitație. Era armonie, era frumos, familia, adică nu știu cum să vă zic. Bineînțeles, era mai mult cu mama, eu eram mai mămos așa. Prieteni, am revenit și am și eu câteva întrebări. Are și David câteva întrebări pentru mine, hai. Să vedem ce făcea el cu patronul când era mic. Hai zi. Tată? Da. Te ducea în vacanțe, gen să te ducă undeva, te lua cu el când mergea în oraș? Da, mă lua peste tot în oraș, deci fără mine prieteni nu plecau. Deci orice treabă aveau și treburi mari, treburi importante, deci eu erau mereu prezent cu patronul și cu patroana, eu umblam peste tot, prieteni. La treburi ne mergeau și la afaceri și peste tot. Chiar că eram mic, eram acolo prezent, deci nu plecau fără mine. Haide, David. Tată. Da. Era patronul și cu patroana, îți dădeau bani? Da, îmi dădeau bani, chiar îmi dădeau, aveam bani mulți în fiecare zi, prieteni, și oricât aș fi cerut sau ce aveam nevoie, nu-mi lipsea nimic, îmi dădeau. Tată, după ce terminăm întrebările cu patronul, o să spun întrebări și despre Leo. Să vedem bine, dacă hai. Răspund. Hai, continuă cu asta. Acum începem cu patronul, pentru că este bunicul lui Alin. Da. Așa. Și, da, patronul ținea mult la tine? Da. Și la ursul? Și la ursul, deci ținea enorm de mult la noi, prieteni. Până la voi nu pleca de acasă? Nu, nu. Deci chiar ținea la noi, n-am. Se vedea clar că ține la noi. Nu știu cum să mă exprim, să spun. Dar sunt convins că ținea extrem de mult la noi. Da. Hai cu altă întrebare. Și vreau să te întreb. Da. Cam cât luai pe zi de la patronul? Bani? Da. Păi nu știu, David, ținând cont că eram mic, la vârsta aia, aveam 100... Un milion, două, tot îți dă. Da, un milion, două, trei în fiecare zi aveam. Dar îi cheltuiam pe prostii, pe dulciuri, pe sucuri, pe la magazine, pe la astea, ca fiind pe copil. Pe sucării. Da, și fiind copil la vârsta aia... În fiecare zi? Câte în fiecare zi aveam 2-3 milioane în buzunar, da. Când eram mic. Da. Dar mai zi. Leo îți dădea? Îmi dădea, păi nu, cum se pune problema? Nu se pune, el îmi dădea mai mult când îmi dădea. Adică, el dar era mai... Dar ți-a dat vreodată peste 100 de euro, Leo? Cum să nu, David? Mi-a dat mereu și de mult, când am mai crescut mai mare și aveam 14 ani, 13 ani, 15 ani și uite, mai veneam și eu pe la București cu băieți, stăteam o zi, două, îmi dădea mereu, îmi dădea câte 50 de milioane, 100 de milioane. Fiind copil, totuși.
Așa că ține-te, tată, când fac eu 14 ani, să ai buzunarul plin. Opa! David, de asta mă întreabă de astea de bani. Ca să știe nu? Că și el. Da, da. Să-i informează. Sau dacă nu iau de la Leo. Că mă ajută și aia. Da, hai mai întreabă. Deci, tu, bunicul tău, adică patronul. Da. Te ducea unde vrei tu? Da. Da, da. Gen, nu, nici nu știu unde să fi vrut, unde să vreau. Gen, bine, oraș, pe acolo. Prin parcuri, prin... Da, da, da. Te ne duceam, mai zis, la Băi, la Olănești, la Herculane. La Herculane, la Herculane am fost eu. Da. Acolo mergeam cu patronul și cu patronul la Băi. Era atașat de el, mult patron. Ia mai zis, David. Deci, acum începem întrebările despre Leo. Hai. Ține-te bine. Zi. Tu, în ce, vreau să întreb câteva întrebări și despre tine. Hai. Prima oară începem, a doua oară începem despre tine. Zi. În ce an te-ai născut? Ca să știu și eu. E bună întrebarea, mă. Băi, David, 1996, Ioane nu mai urit peste 1996? Da. Ca să știe și el. Vezi că te auzi filmările. Și ce? Zi. Vezi să spun prenumele tău. Nu, păi hai, nu mai vorbi date de-astea, spune. Bine, okay. Deci, da, tu ai primit bani când ai făcut vreo 20 de ani, mai primit bani de la Leo? 20 de ani. Nu știu. Cred că da. Da? Da. Hai să joc cu întrebările dacă vrei să ne mai spui. Hai, domnul reporter. Deci, vreau să te întreb acum. Ia. Yeah. Dacă casa ta, casa aia mare, ia ta? Da. Și mi-o dai mie? Da, ți-o dau. Ăsta îndeamnă numai în interesul lui copilul. Să știe ce are, ce n-are. Casa, banii. Zici că... Hai, mai zi. Auzi, da. Zici că e copilul patroană. Da, da. 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 E adevărat că în beciul ăla al tău ții lingouri de au? Da. Da, crepiți. Și picăi. Nu te-am întrebat pe tine. Ioane nu mai vorbi pe este copil. Da, e adevărat. Când mai merg la străină, aia în beș mă duc, direct. Doamne. Băi, Davide, mai zi. Îmi iau câte un sac. Hai, mai zi-mi întrebări. Îmi plac întrebările lui David, prieteni, chiar sunt interesante. Păi nu știi că le luai interviurile și le stai tu. Știu, e reporter. Hai. Da. Mai zi. Da. Dar vreau să te întreb ceva. Hai. Ce-ți place când faci injecții? Nu. Nu mai întrebări, se pare. Nu mai. Ba da, mai am. Ia. Yeah. Da. Dar vreau să te întreb ceva. Zi. Ție ți-a plăcut cu patronul că te plimba, îți făcea toate poftele, îți dădea bani? Da, chiar mi-a plăcut, David, și ți-am mai zis, am zis și la prieteni. Aveam o stație Peco în care mergeam în fiecare zi. Era frumos, era lume, era angajat. Și am și văzut-o. Făceam mâncare, petreceri pe acolo. Era foarte frumos. Chiar îmi plăcea și patronul și patroana Davide nu plecau de acasă fără mine. Deci eu mergeam prieten cu ei. Dar de ce? Când, nu știu, fără mine nu mișca nimic, prieteni. Eu eram prezent peste tot. La treburi importante, la peste tot unde mergeau, eu eram cu ei. Și patronul când mergea și avea afacerile lui cu patroana și când mergeau la bancă să scoată bani, eu eram prezent cu ei, prieteni. Deci, nu știu. Bunicul meu, patronul și cu patroana, de mult atunci în perioada aia mergeau la Severin la bancă, prieteni, și scoteau bani în fiecare zi cu geanta. Deci cu sacul. Deci cum vedeți în filme, sacii de aia de bani de bancă, ca în filmele alea de facă aia jafuri,
Saș de mari, prin cu bani în fiecare zi, mergeam cu patronul la bancă și scotea bani de la bancă. Și ieșeam din bancă cu sac de bani. Deci, eram prezent David. Eu stăteam acolo, eu număram banii, eu tot. Hai mai întreabă. Mihaela, se aud farfuriile. Se închide ușa. Se aud farfuriile tale pe blogul meu. Hai mă, mai întreb ceva? Da, stai un pic. Zi. Că mai am eu ceva în lista mea. Că mi-am scris de mult cifre. Că mai am întrebările. Le mai am, cred. Stai un pic să le văd. Hai, zi-mi acum. Deci, prima întrebare. Zi. Ai avut vreodată peste 5 milioane de euro? Eu? Nu, tu sau? Familia. Familia, oricine. Familia, da. Am avut. Tu îi numărai? Da. Așa. Adică pot să spun, prieten, că am văzut multe milioane de euro la un loc așa pe masă, cash. Nu mai intru în detalii să spun ce și cum, cât. Dar, da. Așa. Zi, Davidescu. Tu ai avut vreodată. Așa. Peste vreo 10 milioane. Ai avut vreodată să ții un tank de la mare, uite, fix, uite, așa. Atât în mână. Atâta. Cu ce? Cu bani? Normal, euro sau lei. Am avut, dar depinde ce sumă. Peste 100 de milioane. Da, normal, cum să nu. Nu, peste 500 de milioane. Da. A avut? Da. Da, probabil cred că în beci a avut, dar nu i-am găsit eu prin casă. Da, în beci. Hai, mai bag o întrebare și gata, încheiem. Da, ok. Hai. Probabil. Zi. Nu-ți mai pun întrebările. Nu-ți mai pun întrebări despre bani. Că am săturat lumea cu banii. Pe bune. Așa. Este adevărat că tu la viața ta ai băut peste 5 milioane de litri de cola. 5 milioane de litri, nu. Am băut mult de cola. Nu mai știu cât. 1000 de litri, să zicem. 1000 de litri în viața mea, cred că am băut sică, nu? Da. Da. 1000 de litri, da. Bine, dar nu e bună, să nu faceți așa. Deci chiar nici nu știu cum să mă exprim și ce mi-am amintesc. Uitați, am pe cineva care poate să mă ajute la treaba asta, pe Ion Dileau, vin încoace, Ioane. Da. Că Ion Dileau a fost alături de mine când era mic. Ioane, povestește și mie puțin cum a fost copilăria mea, Ioane. Ia. Ia loc aici, ia să ne vedem, Miha, dacă ne vedem. Acum, da. Dragi prieteni, spune-mi un dileu, cum a fost 2000, copilăria mea. În 2005, 2004-2005, dimineața la ora 7 se știa să scula Alin. Vor și mai tare. Se scula Alin, se îmbrăca, își făcea cărțile, se lua ghiozdanul la spate și hai, la școală. La școală ce făceam? Îl așteptam la pauze. Mă duceam cu el la pațirie, ne cumpăram citeria. Da, copilăria mea de acasă. Da, frumos. Și făcea lecțiile, temele, cu ajutorul meu. Că, având în vedere că eram clasa întâi, eu l-ajutam, eu îl susțineam și pe el și pe ursul. Da, prieten, nu știu. Frumos, a fost frumos. Copilăria mea, vă dați seama, eram cu ursul, ne jucam toată ziua. Pe acasă, mâncam, ne jucam, dormeam. Cam asta, era o copilărie frumoasă, prieten, pentru că erau alte vremuri, alte timpuri, v-am mai spus, și starea în familia noastră era altfel, era armonie, era înțelegere și era frumos, chiar era frumos. În vacanță se știa, mergeam la Herculane, ne plimbam la băi termale, cu bunicii, da, frumos. Uitați, deci așa avem trei, întrebarea trei. Cum era bunicul Goaic? Hai Ioane, zi tu, începe tu. Da, într-adevăr. Cu inima mea, într-adevăr. Munceam, deci, prieten, împreună. Bunicul Goaică era un om
Minunat. Deosebit. Deci n-am cuvinte cum să... S-a străduit pentru ei. Cum să vă povestesc ce fel de om era. Da. Era un om puternic, da. Un om serios, un om... Nu știu. Și să-și pună punctul de vedere pentru familie. Da. Deci în toată lumea și în toată comunitatea noastră și peste tot. Era și respectat. Era respectat și ascultat de lume și multe altele. Deci n-am cuvinte cum să spun, era perfect. Da. Deci era un om perfect și drept și în tot. Da, și iubitor de oameni, da, într-adevăr. Chiar, na, îmi pare rău că nu mai e lângă noi, dacă era... Eram departe. Adevărat, eram departe și probabil nu eram în stările, în situațiile astea, nu se ajungea, cum spune și Ion. Da. Și în problemele prin care am trecut și toate astea. Da, da. Aici chiar că... Deci chiar... N-am cuvinte, n-am ce să zic. Mergem cu următoarea întrebare, Ioane. Întrebarea 4. David mai merge la școală? Ce întrebare e asta? Pune în paranteză și ghilimele. Păi cum să nu merg copilul la școală? Copilul a fost bolnav, a avut tratament, a susținut foarte bine copilul cu branula în mână și voi tot nu credeți. Merge la școală normal. N-a mers acum pentru că este bolnav, prieten. Nu vrem acum să nu ne gândim la copil, să... Adică de ce? Că stă lumea și ne critică, să nu ne intereseze sănătatea copilului, doar așa de gura lumii. Nu, prieten, merge la școală. A avut și adeverință de la medic, de familie. Astea, și acum, urmează cum termină tratamentul, o să meargă la școală, bineînțeles, normal. E un lucru frumos să mergi la școală. Și eu, prieten, știți foarte bine că n-am terminat toată școala și acum regret că nu am fost la școală. Vezi? Și chiar e frumos. Când spuneam clasa chiar, 5-a, hai Aline la școală. Eu chiar îl susțin să meargă la școală. Mulțumesc pentru frumos. Mulțumim și noi pentru întrebări. Și Ioane, mai avem așa. Mai spune cineva. Fii atent. Ia. Sunteți cel mai tare reality show din România, la ora asta. Sper să o scoateți cu toți la capăt cumva. Culmea este că sunteți dragi toți. În frunte cu Leo. Cu bune și rele, ne dați ocazia să vedem viața voastră. Cred că e și obositor pentru toți, dar așa e viața adevărată, Aline. Rămâi lanțul dintre ei, puntea lor de legătură. Vă doresc la toți mult bine, sunteți o familie extraordinară, Șatra de la Strehaia. Florin Vlad 5905, te pupăm și mulțumim mult pentru mesaj. Chiar îți mulțumim mult. Într-adevăr, prieten, viața noastră chiar este un reality show de ăsta televizat. Și cu bune, cu rele, cum a spus și băiatul acesta, ăștia suntem, fraților. Noi vă mulțumim că sunteți alături de noi, că ne urmăriți, că v-ați obișnuit cu noi. Da. Ne bucurăm că câteodată vă facem și zilele mai frumoase, mai râdeți cu noi, mai glumim, mai o cacherică, mai trăim noi. Mai ce, Ion? Mai o veselie, mai o bucurie și uite că, na, am avut, mi-a plăcut chiar de Sfântul Nicolae, am întâlnit aici în Pitești un copil cu o femeie, n-avea ce să mânce, iar din puținul meu am dăruit cu dragă inimă, poftim. Bravo, Ioane, felicitări! Așa trebuie. Sică, tu ce faci acolo? Ce să fac? Uite, mă uit, am pe 30 de fani. Bună ziua, bună! Ce zici la prietenii mei pe YouTube? Că le mulțumim la toți pentru vizionare, pentru aprecieri și consider că e datoria noastră să-i respectăm de fiecare dată și... Așa este. Da, mai prieteni, și am mai primit comentarii tot așa, în legătură cu problema de seară cu salteaua. Deci, prieteni, problema cu salteaua, că spuneți cum dormea mama cu mine și cu fosta în cameră, de ce nu l-a acceptat și pe ursul să doarmă la fel și a dormit în frig? Problema este, prieteni, că situația este total diferită. Pentru că mama, nu știu din ce am înțeles și eu tot de la voi, că i-a propus ursul să doarmă împreună ca să nu fie frig. Dar problema este că ei au vrut, din ce am înțeles, să doarmă în camere separate. Adică gen copii într-o cameră, ceilalți copii într-o cameră și ei în altă cameră. Adică nu a fost problema că mama nu i-a acceptat să vină în casă jos acolo să doarmă și să stea toți la căldură. Problema este
încurcată rău prieten cu treaba asta. Da, acum prieten nu mai contează. Se renovează casa lui Ursu acolo, o să fie căldură, o să fie totul bine și frumos și toate bune. Și asta este treaba. Prieten, gata, încheiem aici. Mi-au plăcut întrebările lui David. O să mai facem chestii de genul ăsta. Am vrut să răspund la câteva întrebări ale voastre, dar uitați că mai bine am răspuns la întrebările reporterului David. Mi-au plăcut. Prieten, după cum vedeți, am o sticlă de cola. Nu mai arăta, că nu-i voie. Eu am o sticlă de cola și o beau apă în ea, că eu așa nu mai e bine, cola. Bea apă, bravo. Prieten, vă pupăm, vă dorim o zi minunată și ne vedem mai târziu. Dă și mie stop, David, acolo. Uite ce m-a dus. Uite ce mi-a dus Miha. O, Polonia. Polonia. Prietenii, hai, ne vedem mâine. Și vă pupăm! Pa, pa! Pa.